La categoria cel mai bun spectacol susțin montarea Clasa Noastră, o producție a Teatrului Național din Cluj. Este un spectacol limpede și profund, simplu în aparență, dar unul care vorbește despre om în inexplicabila sa complexitate. Omul care iubește sau ucide, omul pătimaș sau sensibil. Și pentru că este un spectacol produs de o echipă care, în jurul regizorului Laszlo Bocsárdi, dovedește că a lucrat cu multă pasiune, lucru care transpare prin fiecare fibră a acestui spectacol. Mergeți să-l vedeți la Cluj și să-i ținem pumnii pentru premiul pentru cel mai bun spectacol, Clasa Noastră, la Teatrul Național din Cluj. Am recomandat spectacolul The Sunset Limited de la un teatru imediat de a doua zi după ce l-am văzut și mă bucură nominalizarea lui și îl susțin pentru că eu consider că e un demers teatral foarte puternic și foarte emoționant și care te fascinează și te și bulversează în același timp. Și în plus de asta, Richard Bovnotsky și Șerban Pavlu au niște partituri extraordinare și performanța pe care o fac în aceste două roluri este, fără niciun fel de rezervă, pot să spun, magnetică. De asemenea, Andrei și Andreea Grosu, vă admir și vă susțin nu doar pentru inteligența cu care ați tratat discursul ăsta existențial din The Sunset Limited, dar și pentru pasiunea, nebunia și determinarea voastră de a crea un spațiu teatral. Sunt deja 6 ani în care la un teatru s-au întâmplat o grămadă de lucruri minunate. Așa că Richard, Șerban, Andrei, Andreea, Vladimir, vă țin pumnii ca un teatru să ia un premiu. Sunt Nicoleta Lefter și mi se pare că sunt actriță. Mi-aș dori ca și anul acesta, prietenul meu, domnul Radu Afrin, să câștige premiul ca în fiecare an. Nu contează care. Având în vedere că a lucrat cu o echipă de actori maghiari, sunt convinsă că îl va lua. Joc să rencet!